Câteva secunde începem să așteptăm să se apropie aici de centru pieței Mari Adunări Naționale demonstranții care au venit din toate colțurile Republicii Moldova pentru a-și exprima atitudinea față de actualul regim anticonstituțional Ghimpu Filat Lupu. Fraților, suntem un neam de creștini, avem intenții curate, suntem în Sfânta Zi de Duminică, de aceea vă rog foarte mult să începem și întrunirea noastră de astăzi, spunând cu toții împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Doamne ajută! Fraților, mai întâi de toate țin să mulțumesc tuturor celor care au făcut efortul să vină din toate colțurile țării la această adunare de protest împotriva regimului de uzurpatori, împotriva celor care au ocupat în mod abuziv funcțiile puterii de stat și mențin această putere contrar prevederilor Constituției, dar și contrar prevederilor Codului Penal. În ultimii 2 ani și jumătate, acești impostori au creat un mecanism de uzurpare a puterii de stat prin ajustarea legislației care ține de instituțiile democratice și de separația puterilor în stat, dar și de independența justiției, astfel încât să poată exercita nestingerit și abuziv puterea în beneficiul personal și a clanurilor pe care aceștia te reprezintă. Iată de ce Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației este decis să lupte până la capăt, până la debarcarea actualei puteri și organizarea de alegeri parlamentare anticipate, libere, democratice și corecte. Jos Alianța! Jos Alianța! Jos Alianța! Dragi prieteni, știm că printre noi s-au strecurat și provocatori, agenții actualei puteri, stârpiturile care caută să împiedice bură de desfășurarea întrunirilor noastre pașnice, democratice și legale. Să scandăm cu toții jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Dragi prieteni, cei care au încercat și astăzi să împiedice mitingul nostru de protest se vor acoperi de rușine. Cunoaștem numele tuturor celor care, din partea poliției, din partea securității, din partea Ministerului Transporturilor, din partea Ministerului Învățământului și altor instituții a puterii de stat, au încercat să creeze pienici celor care au dorit să te deplaseze aici, în centrul capitalei Republicii Moldova, orașul Chișinău, în piața Mare Adunări Naționale. Posesorii și proprietarii de autobuze și microbuze, conducătorii de baze auto și de această dată au fost intimidați de către organele de control și de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în teritoriu. Să nu creadă că o să le treacă în continuare aceste măsuri abuzive de reprimare a drepturilor noastre legitime fixate în Constituția Republicii Moldova. Dreptul la libera circulație pe teritoriul țării și dreptul la întruniri pașnice. Dragi prieteni, ne vom aduna aici în fiecare duminică pentru a ne redobândi drepturile, pentru a ne căpăta dreptul să trăim într-o țară liberă, să avem de lucru, să avem salarii decente, copiii noștri să rămână acasă, aici, în patria noastră comună, Republica Moldova. Noi, Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației, nu am ieșit în stradă doar pentru a respinge referendumul anticonstituțional prin care se încearcă menținerea abuzivă a puterii de stat de către cei 3 uzurpatori. Chiar dacă această inițiativă va fi retrasă, noi considerăm că ei deja sunt în afara legii. Actualul Parlament nu are decât să facă 2 lucruri. Să modifice codul electoral pentru a restabili independența Comisiei Electorale Centrale
să formeze o altă comisie electorală centrală în care majoritatea să o dețină opoziția și să stabilească cât mai repede data alegerilor parlamentare anticipate. Suntem hotărâți să luptăm până la capăt. Suntem solidari, suntem mulți, vom fi și mai mulți. Jos usurbătorii! Jos usurbătorii! Dragi prieteni, este foarte frig și în pofida gerului noi suntem aici. De aceea vom căuta să vorbim scurt, la obiect, principial și după aceea, ca să ne încălzim puțin, vom face o promenadă, un marș cadențat frumos până la Academie și înapoi, astfel încât să ne păstrăm forțele pentru următoarele zile de protest.